Bună ziua tuturor! Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Mergem în același stil. Ca data trecută, am promis, am făcut. Marian. Ce am spus de la bun început în 2016, când am candidat la alegerile parlamentare, tot ceea ce promitem, încercăm să ducem la bun sfârșit. Astăzi o să vorbim despre turism și despre situația turiștilor sau situația actuală în județul Brașov. Județul Brașov este, după București, primul ca și atragere de turiști, primul județ din țară. Trebuie să spun că este pe locul 1. Avem un potențial extraordinar, calitatea serviciilor în comparație cu celelalte zone ale țării este unul la un nivel destul de ridicat. Și mă bucur acest lucru și mă pot spune în calitate de fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Și o să vă vin cu câteva date de la Institutul Național de Statistică. În primele două luni acestui an avem înregistrate ca și număr de înoptări în județul Brașov 470.000 de înoptări. Se constată față de 2018, tot în aceeași perioadă, unde aveam 447.573, o diferență de 22.500 de turiști care au venit în județul nostru. Turiștii au preferat să se cazeze la 3 stele 50,8%, apoi în ordine descrescătoare 4 stele 32%, 2 stele 9,1%, 5 stele, 5,5%, iar o stea 1,9%. De la 4 stele, 32%. La 2 stele, 9,1%. La 5 stele, 5,5%. Iar la o stea, 1,9%. Cum am ajuns aici? Ce am făcut? Sau ce am promis că facem și ceea ce am făcut? Și mă bucur, în primul rând, pentru că intră în județul nostru foarte mulți turiști și tot ceea ce am făcut și ne-am stabilit în programul de guvernare am dus la bun sfârșit. Vă mai pot spune că ponderea turismului în produsul intern brut a crescut de la 1,5% la, în 2016 era 1,5%, la aproximativ 2,6% în 2017. Deci o creștere consistentă. Ceea ce înseamnă că turismul generează mai mulți bani la economie. Programul de guvernare 2017-2020. Am acordat, sau guvernul PSD a acordat vouchere pentru angajații din sectorul bugetar, un voucher în valoare de 1.450 de lei. Vorbim despre 400 de milioane de euro și beneficiari 1,2 milioane de oameni care beneficiază de aceste vouchere. Atrag atenția Consiliului Județean, pentru că au soțit la adresa partidului, angajații de la Direcția Copilului n-au primit aceste vouchere. Da? Cel care conduce Consiliul Județean să nu facă discriminare, să dea doar la unii și la ceilalți nu. Să-i avantajeze doar pe apropiați și să-i lăsăm la o parte pe cei de la Direcția Copilului pentru că nu-i simpatizăm sau nu-i place. Aceste vouchere, legislația îi permite să acorde aceste vouchere și are obligația să găsească soluțiile optime să rezolve această situație. Să nu mai dea vina și să stop minciunilor și dezinformărilor, pentru că tot dânsul a spus că are cel mai mare buget pe care l-a avut Consiliul Județean. Și a făcut bugetul pe tot anul, dar a uitat de direcția pentru angajații din cadrul direcției. Da? În momentul de față, și mai atrag atenția la un lucru, județul Brașov a reușit să contracteze lucrări de 77,206 de milioane de lei. Din câte știu,
sunt în derulare doar câteva proiecte. Restul tot așteaptă, tot așteaptă. Cred că ar trebui să-și facă un audit ce înseamnă managementul profesionist în cadrul instituției și să înceapă cu dânsul. Potrivit unui studiu făcut de Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, 84,8% dintre angajați au menționat că sunt foarte mulțumiți de aceste voucher. Tot același studiu arată că 93,9% din hotelurile, structurile de primire turistice, sunt foarte mulțumiți de această măsură. Încă o măsură extrem de importantă pe care a luat-o guvernul PSD este TVA de 5% pentru turist din noiembrie 2018. Vă zic câteva măsuri fiscale. Scutire de impozit pe profit pe o perioadă de 3 ani pentru investițiile în noi cluburi de turism. Aici mă ofer la hoteluri, spa, restaurante, etc. Scutire de impozit pe profit pe o perioadă de 5 ani pentru investiții în turismul balnear. Și scutire de impozit pe profitul reinvestit cu condiția efectuării de investiții pentru îmbunătățirea structurii de cazare, alimentație publică, agrement și, evident, fiecare ce mai investește. Noua lege a turismului aduce câteva lucruri evidente, în urma unor consultări cu mediul privat, câteva lucruri esențiale pentru dezvoltarea turismului și atragerea de turiști către țara noastră. În primul rând, redeschiderea birourilor externe de promovare turistică. Totodată, în legea turismului, este prevăzută și înființarea organizațiilor de management al destinației, un alt punct din programul de guvernare. Un parteneriat public între autoritățile locale și mediul privat. Și, extrem de important, care vine în sprijinul mediului privat, descentralizarea unor componente ale Ministerului Turismului. Și aici vorbim de clasificările unităților de cazare, atestarea ghizilor de turism, omologarea pârtiilor și a traseilor turistice și autorizația plajelor vor fi emise de către autoritățile locale. Înființarea organizațiilor de management al destinației se înființează prin asocierea autorităților publice locale din componența destinației cu plătitori de taxă specială pentru promovarea turistică, membrii din cadrul destinației și a confederațiilor și a federațiilor patronale, organizații patronale, angajatori din cadrul destinației turistice. Se lasă libertatea, lucrul acesta l-au cerut cei din cadrul patronatelor din domeniul turistic. Cam atât. Pentru asta. Ultima chestie, n-am înțeles. Ultima chestie, v-am dat organizarea de management al destinației din cadrul activității de turism. Cum fac parte acel organism de management al destinației? Cine face parte? Cine se poate asocia? Conform legislației vigoare. Putem să revenim un pic la voucherele de vacanță. Spuneați că Consiliul Județean nu a dat angajaților din legea SPC. Nu, doar de la direcția de... Anul acesta. În rest au primit toți. Anul trecut a dat, dar au venit solicitări. Anul acesta nu au primit. Alții din bugetul de anul acesta. Și domnul președinte se plânge că nu se poate nu urmează, se mai e de ceva de făcut. În momentul de față, cei de la direcția copilului au făcut o sesizare că nu au primit voucher. Guvernul PSD a creat cadrul legal și aici... Da, nu s-a dat. Sesizarea a fost trimisă către minister sau către guvern? Sau...
de la DGASPC? Au venit de la aici. Okay. Au solicitat și și pe internet, și pe mediul online, și adrese scrise la, la partid. Nu văd de ce nu s-au dat din moment ce am zis că s-au dat. Dânsul acuză o lipsă de bani. Dar pe documente și pe declarațiile dânsului demonstrăm că are cel mai mare buget pe care l-a avut. Evident, trebuie să gândească și noi. Deci, dacă nu vor primi anul ăsta? Da. Dar cât a făcut asta în educație? Că nu. Au venit aici și de la... Nu, pe ăștia, că nu are bani de ei. Dacă nu le-ai dat, înseamnă că nu, nu are bani, dacă nu le-a oferit aceste voucher. Și angajații au primit răspuns că nu vor primi anul acesta voucher. Da, au venit cu o solicitare la noi că ei nu au primit. Celelalte instituții din subordinea Consiliului Județean au primit aceste voucher. Nu sunt, dar n-a zis că nu le dă lor. Dacă celelalte, celelalte instituții din subordinea... Toate instituțiile au primit vouchere și direcția, direcția nu? Da. Ziceți mai asta că toate, toate instituțiile au primit? Mie așa mi-am spus și la direcția copilului, am verificat, ei nu au primit voucher. Și întrebarea mea și este... Și toate celelalte instituții care ar fi trebuit să primească? O parte dintre instituții au primit, acum nu știu dacă... Eu zic că e chiar prematur să acuzăm ceva. Adică mi se pare că din moment ce nu toate instituțiile au primit voucherele, nu au și ei răbdare. Direcția copilului nu a primit. Unele instituții din subordine au primit. Și unele nu au primit. Nu au primit. Dar unele nu au primit, printre care și... Nu știu celelalte. Sesizarea venit de la direcția copilului. Și eu îmi fac datoria să fac un apel la conducerea Consiliului Județean să nu mai existe această discriminare, pentru că bani sunt. Să nu se plângă, că nu se mai. Asta nu e apel, este o acuzație. Luați-o cum doriți dumneavoastră. Da? Noi am creat cadrul legal. Cum? Menegerează dânsul? Dar trebuie să le dovadă de management profesionist. Să lase plângerile și acuzele la adresa guvernului pentru că sunt neîntemeiate. Eu asta spun. Din banii pe care i-a primit de la guvernul